facem puțină apărare împotriva matului. Deci, tot timpul învățăm cum să dăm mat, dar mai rar cum să ne apărăm de mat. Și să zicem că ultima mutare a albului aici a fost regele de la F4 la G3. Altă mutare nu văd, logică. Da? Pentru că ar fi dat mat direct. Și el ne amenință pur și simplu brutal șah și mat. Având în vedere care are acest cui, deci singura apărare pentru noi aici este practic rege G8. Da? Iar să vedem, să continuăm un pic totuși partida, pentru că este la turn B3 casă care ne amenință din nou cu mat pe B8, fugim și scăpăm de amenințare. Din nou aici suntem cu negru. Negru ne amenință din nou turn B8, așa cum vedeți, datorită săgeții verzi. Nu ne permitem să luăm pionul din H5. Și aici singura apărare este să ne apărăm retrăgându-ne turnul. Sunt exerciții relativ simple, care însă ne învață să ne și apărăm, nu numai să atacăm. Din nou suntem cu negru. Deci amenință turn G8. Aici este mai copilărească, dacă sunteți atenți. Dacă nu sunteți atenți, începe să căutați cum, Doamne, iartă-mă. Dar primul lucru la care vă uitați este dacă puteți lua piesa care vă amenință să... Da? Simplu. Din nou aici avem turn C8, șah și mat și din nou trebuie să fugim. Rege F8 și normal aici negru, dacă e băiat deștept, joacă turn C7. E posibil ca așa cum am spus să fie remiză. După turn A3, turn F7, șah, să fie forțat să vină apoi. Turn B7, rege F8 și așa până la loc comanda. Este că scăpăm de mat. Din nou aici avem turn B8, amenințare grosolană, care singura noastră apărare aici, să luăm pur și simplu acest pion care ne permite, după ce pionul dispare, să ajungem la H7. Deci acum turn B8 nu mai are nicio importanță pentru noi. Din nou turn C8, singura apărare, să luăm pionul de la G6 pentru a ne face luptul la H7. Așa. Turn C8, din nou amenințare, avem două apărări să ne facem luptul. Ori H6, ori G6. Una e greșită, una e proastă. Deci tot timpul trebuie să ne uităm și la răspunsul adversarului. Deci dacă cumva facem greșeala să jucăm H6, după nebun G6, suntem pierduți. Matul este imparabil. Și atunci, pur și simplu, ne facem celălalt lupt. Pion G6, care ne rezolvă problema matului. Ne rezolvă problema matului? Nu, ne rezolvă problema victorii și nici a remizei. De fapt, trebuie să luptăm cu dinții pentru remiză, pentru că are acest pion foarte periculos. Dar cel puțin am rezolvat problema matului în cel mai scurt timp. Cumpărăm matul aici doar prin turn B5, iar la turn C1, turn B8. Și aici chiar avem o șansă de câștig, pentru că el, chiar dacă joacă turn C7, avem acest turn F8 care ne permite să împingem F-ul în față. Deci turn A7, F5, turn A6, F4, turn A3, F3, da. Corect. Suntem din nou cu negru, ni se amenință mat și singura posibilitate aici
este nebun B5. Practic să ne dăm nebunul înapoi. Dar încă nu rezolvăm problema, să știți. Deci nebun B5, AB5. A, o rezolvăm. Că nu batem cu C-ul. Dacă batem cu C-ul, turn C1 nu ne-a luat gaia. AB5, turn C1, rege G8, turn C6 și avem timp să ieșim din încleștare. Și pe urmă ne putem gândi chiar la câștig după turn E6, turn G5. Da. Turn B6, turn H5, turn aici. Cred că o să câștigăm. E posibil ca negru să câștige. Următoarea poziție. Negru la mutare ne amenință ori damă G7, ori damă H8, dar este stupidă, simplă. Turnea pe F6, bye bye damă. Negru la mutare ne amenință damă ia pe H7, șah și mat. Dar din nou este stupidă, simplă. Damă G5, vai de capul lui. Negru la mutare ne amenință turna 8, șah și mat. Dar din nou avem această stupare și după șah putem ieși. Da. Negru la mutare nu ne amenință damă G7 sau damă H8. Singura noastră scăpare aici, pentru că nu le putem para pe amândouă. Așa, să sacrificăm pentru că avem de unde și după asta putem spune că am câștigat partida. Negru la mutare amenință pion G7, șah și mat, e simplu, negunea pe H6, bye bye. Negru la mutare ne amenință dama ia pe H7, foarte simplu, nebun G5, bye bye. Negru la mutare ne amenință turn F8 și turn E2. Deci dacă ne apărăm turna 8, ne iau ăsta, deci trebuie neapărat să batem și după ce bate, să batem cu șanse excelente de remiză. Deși are pionul ăsta îndepărtat. Dar totuși avem un pion în plus. Evităm mat. Asta în fond este prima noastră grijă. Să nu luăm mat ca tăranii pe tablă. Albul la mutare ne amenință turna 8, șah și mat. Simplu, să ne forțați practic să batem acest nebun ca să scăpăm de mat. Și acum după asta, șah, asta. Bate cu șah, vine aici. Turn C7. Posibil să scoate în remiză, dar nu suntem mat. Negru la mutare ne amenință simplu turnea pe H7, adică matul arab. Avem două, normal, și nebun F5, dar de ce să nu-i luăm calul? Negru la mutare ne amenință cal F5, șah și mat. Foarte simplu, având în vedere că avem acest pion la mama naibii, ne permitem să dăm o damă și apoi să scoatem alta. N-are niciun mat. Aici cine mută? Albul la mutare. Scuze.
Albul la mutare, suntem cu albul la mutare și ce mat ne amenință? A, ne amenință dama B4, șah și mat. Observă. Asta, într-adevăr, e mai, dacă n-am avea pionul F2, am spune că am jucat la pat. Dar am pionul F2. E? Cum facem remiza aici? Ce copil mic sunt, iată. Să nu văd. Turnea pe A5. Scuze! E 12 noaptea. Deși asta e o oră de vârf la mine. Așa, deci negru la mutare. Trebuie să ne apărăm de acest mat. La D8. Sau la C8. Deci este clar, șac nu avem, este clar că trebuie să-i bate calul. Și după ce bate... În continuare e ciudată. Dar avem acest damă de 4 care ne rezolvă problema. Da. Cine mută aici, albul, înseamnă că albul este în A, amenință turn de 1, șah și mat. Turn de 1, șah și mat. Trebuie să ne retragem. Nu avem decât turna 1. Da. Negru la mutare. Din nou ne amenință mat. La G7, singura apărare, turn G8. Da. Albul la mutare. Fac așa să văd dacă chiar este albul la mutare. Ne amenință damă G1. Având în vedere că nu are damă B7, ne putem apăra cu damă F2. Dacă ar fi avut posibilitatea să ne dea șah la, la B7, am fi fost distruși. Dar acum turnul nostru din B4 păzește câmpul B7. Negru la mutare. Suntem amenințați cu mat într-o mutare. Și practic aici nu avem decât damă H2. Și după damă G4, rege H8, scăpăm de șahuri. Putem veni și cu turnul, pe urmă, da, se rezolvă, se pune problema că avem două turnuri în plus. Alba s-a sacrificat prea mult gândindu-ne că ne dă mat și nu ne-a dat. Negru la mutare. Amenință damă ia pe H7 brutal, ca întotdeauna mutări, astea sunt maturi brutale, nebun pe 5 și nu văd cum mai poate Bibiloiu să mai câștige. Negru la mutare ne amenință damă G7, unica la părinți, nebun F8 și am scăpat de mat. Aici suntem albul la mutare, ne amenință damă G2, cum ni se vede în poziție, dar mutăm pur și simplu C7, deschizând diagonala nebunului. Scuze? Nu e așa. E așa. Mă rog.
Negru la mutare, ce amenință albul, dama 8. Problema e dacă mai putem să câștigăm poziția asta, că de remiză facem oricând. Tur H1, rege H1, dama C1, dama F4, șac etern. Și jucăm simplu turna 1. Foarte simplu și scăpăm. Poate reușim până la urmă să... Adică nu poate. Normal, dacă jucăm bine aici, reușim să rămânem cu calitate în plus. Bun. Apărare cu atac. Albul la mutare. Avem amenințarea turna 5 și mat. Deci, practic, suntem forțați la B4. Și acum, turn de 1, rege A2, nebun B1, rege A3. Rege B3, scuze. Deci, turn de 1 aici. Nebun B1, rege B3. Nu cred că mai există nicio problemă, am scăpat de mat. Albul la mutare, ni se amenință dama H2. Dar dama H2 primește o replică foarte bună cu dama G1. Și practic schimbăm dama. Și rămânem cu o figură în plus. Negru la mutare. Ni se amenință turn H2. Brutal, 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 brutal. Practic n-aveai decât nebun de 6 ca să acoperim acel câmp. Dar este destul. Nebun de 6 și practic am acoperit poziția de mat. Da, corect. Din nou negru la mutare. Aici împingem C5. Din nou ca să acoperim acest câmp. Puțin lifosită. Negru la mutare. Cum scăpăm de mat? Pur și simplu jucăm rege G8. Deși nu e chiar așa de clar. Pentru că are turn G4. Într-adevăr, scăpăm de mat. Dar suntem forțați că dacă nu ne joacă pe... Deci rege F7, turn G7, rege F6, turn H6. A, nu. Nu avem cum să... Nu avem nicio îndoială. Negru la mutare ni se amenință cal H6 mat. E logic că trebuie să ne facem loc de rege și jucăm H5. Ca la cal H6... Să putem juca rege H7. Gata, lecția este pentru super începători. Pentru a ne dezvolta simțul pericolului. Albul la mutare, ni se amenință turna 1 mat. Logică, trebuie să fugim. Și eventual după turna 2, pentru că acum turna 1...
ne lasă să ieșim. Dar turna 2, într-adevăr, turn G4, turn G2, de foarte bine să... Dacă jucăm rege H1, joacă turn B2 cu amenințare de mate, iar rege G1, turn B5. Nu trebuie să jucăm rege H1. Deci rege H1, turn B2, rege G1, turn B5, turn H4... Posibil să fie remiză, deși turnul ăsta al meu stă foarte prost aici și deși am un pion în plus. Da, suntem cu negru. Ni se amenință turna 8 sau turn B8 sau bububu. Deci e clar că trebuie să fugim, rege G8, pentru că pionul nostru din G7 este apărat de nebun. Ni se amenință din nou dama, H7 șac și mat. Cumpărăm dama H7 șac și mat. Doar fugim cu regele. Nu avem decât rege G8. Dar dama H7 să putem fugi. Suntem cu albul. Și ni se amenință turn F1 șah și mat. Turn H1. Și normal trebuie să ne mutăm regele, ia să vedem. Turn F1, rege, trebuie să ne mutăm nebunul, scuzați-mă. Turn F1, rege aici. Turn aici. Și trebuie neapărat să jucăm nebun A4. Iar la șah. Iar la pufu. Să jucăm C3. Și pe urmă noi suntem în atac. Bun. Merge. Suntem cu negru. Ni se amenință scurt turn de 8 șac și mat. Este clar că trebuie să jucăm nebun pe 6 și am scăpat de toate problemuțele. Suntem cu negru și ni se amenință dama F7 șac și mat. Sau tur F7 șac și mat. Sau dam în H8 șac și mat. Op, 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 op. Și trebuie neapărat să jucăm aici ce? Deci mă doare inima, trebuie să dau nebunul ăsta, nu? De genul nebun F6, turn F6. Dar tot stau prost. Și pion C5. După BC5, să țin cât de cât poziția. Șah. Pare. Rege pe 1. Turne 6. E o poziție complicată și acum eventual la turne 6 să am intermediar asta ca pe urmă să rege oriunde și să bat. Problema e că nu mai sunt mat. Deci
Din păcate, a trebuit să dau nebunul acolo. Aici ni se amenință ce? Cal H6, șac și mat. Dacă ni se amenință cal H6, șac și mat, suntem forțați la turnul 8. Are altă posibilitate? Nu prea văd. Și avem câmpul de refugiu la F8. Suntem cu negru aici. Facem 50 de poziții și, pe urmă, data viitoare mai facem de la 51 încolo, dacă mai sunt. Suntem cu negru. Regele nostru este aici. Și are amenințarea turn B8, având acest nebun aici. Și atunci suntem forțați să ne facem un high life cu turn G7, pentru că la turn B8 să jucăm rege H7. Acum turn C8, rege G6, îmi scăpăm. Da. Suntem cu alb. Parcă mai fost asta. A, dar nu în formația asta. Deci turneul nu aici, jucăm simplu cale 4. Și scăpăm, am închis și coloana, îl amenințăm și pe puful. Nebun H4, G3, nu cred că mai avem aici probleme să câștigăm, pentru că avem 2 pioni în plus. Suntem cu negru. Și singura continuare posibilă aici este nebun B6. Iar dacă joacă turn F1, să joc rege G8. Iar dacă joacă turn D1, să ne-l ia pe ăsta, să joc nebun C5. Practic, acest nebun să fie ca un fel de pavăză împotriva intrării regelui turnului. Dar tot e pericol. Turn F1, rege G8, turn F7 și ne va lua pionul C6. A5, turn C6, suntem forțați la rege F8. Da, și rege F7, nu cred că avem probleme aici. Turn A6, nebun B4. Da. 2, 4, 5, deși avem doar un nebun și pion pe turn, cred că facem față cu succes. Dama ia pe H7, șac și mat. G6 nu pot juca. E clar că sunt forțat la F5. Este o mutare bună, având în vedere. Într-adevăr, nebunii sunt de culori diferite, dar aici, practic, îmi deschis și linia damei ca să mă apăr la G7. Și acum, după damă de 4, eu sunt apărat și zic, pleacă de aici. Și partida poate să ia alte conotații. Suntem cu negru, din nou dama ia pe H7 amenință, însă mie mi se pare foarte logic. Aici nebun F5, nu avem probleme. Încă 3 poziții și terminăm pe ziua de azi. Așa, deci amenință turn F1, șah și mat. Simplu, turn F7, iar la turn E8 jucăm rege F2 și am scăpat din calimera. Suntem cu negru, ni se amenință damă B7 sau damă A8. Este clar că trebuie să închidem această diagonală periculoasă. Și ultima poziție pe ziua de azi, din nou damă G7 sau damă H8. E clar că trebuie să închidem această diagonală periculoasă. Cam atât pentru ziua de azi, super puii mei de ghepars.
seară plăcută și pe data viitoare.